Candidatul PSD la alegerile prezidențiale vrea mai multă mobilizare din partea organizațiilor din teritoriu. Viorica Dăncilă le cere președinților de organizații să obțină 50% plus 1 din voturi în fiecare județ, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Surse apropiate echipei de campanie a Vioricăi Dăncilă au declarat pentru presa națională că în următoarele zile, până la turul al doilea al prezidențialelor, candidatul PSD va avea mai multe interviuri televizate și se va întâlni și cu români din diaspora. Aceleași surse susțin că în interiorul partidului există nemulțumiri legate de implicarea organizațiilor din teritoriu în campania electorală, vizați fiind atât unii primari cât și unii lideri de filiale. Din acest motiv, președintele PSD și candidatul data al partidului la prezidențiale, Viorica Dăncilă, spune că liderii din teritoriu sunt obligați să obțină 50% plus 1 din voturi în fiecare județ. Vom avea discuții în Comitetul Executiv Național. Nu vrem ca colegi din teritoriu să spună că au făcut un anumit procent pentru că le-a fost frică că îi trimitem acasă. Eu sunt convinsă că fiecare coleg se va implica pentru că așa simte și pentru că așa crede că le va fi mai bine românilor și va fi mai bine pentru România. În Transilvania, unde, de exemplu, tradițional, scorul poate, Socialdemocrația este unul mai mic, au acest obiectiv. Bucureștiul, la fel, toată lumea. Toată lumea are un obiectiv. Important este media. Important este media, dar obiectivul este pentru fiecare organizație 50 plus 1.